sală, fiindcă am constatat cu regret, aflându-mă în Germania, deci dacă nu greșesc, în 24 sau în 25, a fost creat așa numitul parc la Cahul. Am să vă zic de ce este regretabil ce s-a întâmplat cu acest parc de la Cahul. Nu am să mă opresc mult, dar trebuie să scot în evidență și acest fapt. Deci parcul industrial la Cahul, ei se chinuie de un an și jumătate să-l creeze. Deci în principiu acolo este o înlăturare ilicită, dacă doriți, fiindcă au identificat un SRL cu 5400 de lei și i-au transmis practic 5,9 hectare cu toate construcțiile pe 30 de ani, fără nicio obligațiune. Deci în principiu acesta este un furt în secolul 21. Anul trecut mi-a reușit să blochez acest parc, deci la ultima ședință a guvernului Găburici, cine dorește poate să verifice, pe lista adăugătoare a fost adăugat acest subiect de crearea parcului industrial Cahul. Ulterior eu am mers la câțiva consilieri a domnului Găburici și le-am arătat că am avut contractul în mână și vă zic acuși de unde am ajuns noi să am eu această informație. Deci noi acum 2 ani am început să mergem și la sud, fiindcă ne dăm bine seama, trebuie să avem o abordare sistemică de dezvoltare, să nu avem numai dezvoltare la nord, deci ne-am pus ca scop să dezvoltăm și ceva și la sud, fiindcă sudul rămâne subdezvoltat. Am mers încolo cu compania Nexan, am mers la sud cu compania Fujikura și Consiliul Raional dispunea de 5,9 hectare, deci o fabrică, trebuie să fie construită o fabrică de brinzeturi, ea nu a fost dusă până la capăt această construcție și s-au arătat interesate aceste corporații. Noi identificam modelul, fiindcă terenul era de stat la Consiliul Regional. După câteva vizite, deci băieții de pe loc, deci au văzut că este acest interes sporit, au făcut tot posibilul și imposibilul ca să se adreseze la conducerea regională ca să ia acest teren. După ce i-am prezentat